Bună, draga mea, și bine te-am găsit la un nou tutorial cu și despre coafiuri. Flori sunt și astăzi îți voi arăta cum poți să-ți prinzi părul după ce l-ai ondulat, fără să folosești prea multe crame și de această dată este foarte, foarte important fixativul pe care îl folosești, pentru că dacă nu este un fixativ profesional și un fixativ care nu udă părul, rezultatele nu vor fi cele așteptate. Așadar, părul meu a fost ondulat cu ondulatorul conic, un tutorial pe care eu l-am realizat cu ceva timp în urmă și pe care îl găsești pe canalul meu YouTube Coafiuri Rapide. Și astăzi îți voi arăta cum să miști toată coafira pe o parte, fără să te chinui prea mult, însă cu ajutorul fixativului vei vedea că nu este foarte, foarte dificil de a-l prinde. Pentru că voi folosi de această dată doar două sau trei clame, vreau o coafiră lejeră. Părul meu a fost ondulat și acum îl desfac ușor cu degetele, da? A fost fixat, dar nu foarte, foarte tare. Desfac ușor cu degetele și îl voi fixa. Vreau să-i același fixativ profesional de la Qmin. Toată coafura mea va fi spre spate, da? Observ că țin fixativul la o distanță destul de mare de păr. Partea din spate, din laterală dreaptă, o voi răsuci ușor, dar lejer, foarte, foarte lejer, și o duc spre spate. La fel procedez și în spate și o prind cu o clamă. De această dată am ales o clămiță decorativă, dar care este foarte, foarte strânsă, e greu de aplicat, dar o prefer așa pentru că îmi ține foarte bine părul prins la spate. Restul părului, după cum vezi, mă ajut foarte, foarte mult de fixativ. De aceea zic că fixativul întotdeauna este important pentru că modelează foarte frumos părul. Dacă este un fixativ ud, părul meu, în loc să se fixeze, se udă și își pierde atât din volum cât și din formă. Ca mic truc, atunci când vreți un pic de volum mai mare pe preton, da? După ce ați aplicat fixativul, susțineți cu o clămiță. Două, dacă e nevoie. Pentru că el se va usca în această poziție și nu veți mai avea probleme atunci când aveți nevoie de formă. Eu nu l-am tapat deloc de această dată, am vrut să-l las cât mai natural. Nu mă interesează foarte tare să fie prins. Mă interesează să fie natural, să fie ușor asimetric, de aceea am ales, după cum am observat, mi-e plac foarte mult coafirile asimetrice, de aceea am ales coafira pe o parte. De tine depinde cât de multe clămițe pui, de tine depinde de partea pe care o alegi, dar nu uita că este foarte important ca părul să fie ondulat înainte cu ondulatorul, placa, și la fel de important este să aplici un produs de protecție pe păr, pentru că întotdeauna, atunci când vii cu o sursă de căldură pe păr, există riscul să-l deteriorezi. Aceasta este propunerea mea. Sper să-ți placă, este foarte ușor de realizat, dar tot secretul stă în a ondula părul înainte de această coafură destul de bine și de a-l apreta mediu spre puternic. Fixativul joacă un rol important, după cum ți-am mai spus, și nu uita întotdeauna, vei găsi pe blogul meu, coafirapide.ro sau pe canalul meu YouTube Coafiuri Rapide,
cele mai importante informații legate de păr și nu în ultimul rând țin foarte mult cont de părerea ta, de aceea te aștept cu sugestii și cu orice îți dorești să discutăm despre păr. Îți mulțumesc că mă urmărești și te mai aștept. Pa!